Ei, bună seara, sunteți în direct la Actual și o să vorbim despre un eveniment foarte important, Eurovision la Craiova. Peste câteva zile, pe scena Teatrului Național din Craiova, invitații mei, oameni buni, iată Alina Șerban, prezentatoarea de drept a emisiunii Actual. Bună seara, Alina! Bună seara și bine v-am găsit! Care se tot mira că e incomod să stea în poziția de invitat aici, la cealaltă și masă. Și să am și atitudinea de invitat, adică să nu vorbesc mult, așa. Ba, o să vorbești, da? Și Alex Băureanu, directorul Teatrului Național din Craiova. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Gazda evenimentului de duminica asta. Da. Duminica aceasta și nu numai, pentru că evenimentele în teatru încep încă dinainte de duminică. Bine, munca la această semifinală a început deja, cum am început și eu să vorbesc, după cum spuneam. Este, eu zic că e un eveniment foarte important din nou pentru Craiova, după ce acum 3 ani găzduiam finala națională Eurovision în sala polivalentă, în fața a mii de oameni și milioane de telespectatori atunci. Pentru prima dată, într-un oraș altul decât București, se găzduia o finală Eurovision. Iată, de această dată s-au gândit organizatorii acestui concurs să unească România prin Eurovision și să ducă semifinalele în 5 orașe. S-au întâmplat deja 2, în Focșani și Timișoara, Craiova cea de-a 3-a semifinală și urmează Turda și Sighișoara. Da, înseamnă că a fost un succes la Craiova acum 3 ani. Sunt eu subiectiv? Nu sunt subiectiv, pentru că chiar a fost un spectacol reușit, care a plăcut la public, nu? A fost o polivalentă, ține o minte, arhiplină, nu? Așa și este un spectacol de foarte mare calitate. Așa este, pentru că e foarte multă muncă în spate și foarte multă lume care se implică în organizarea acestui eveniment. Ce se vede, și dumneavoastră trebuie să știți, telespectatorii, de fapt trebuie să vă bucurați de ce vedeți, însă ar trebui să știți puțin totuși din ce se întâmplă în spate și câtă muncă se derulează pentru ca ceea ce apare la televizor să fie așa grandios, cum a fost în sala polivalentă, minunat, cum va fi în Teatrul Național Marin Sărescu din Craiova, într-o sală, iată, cu istorie. Se lucrează la TVR Craiova cel puțin de săptămâni bune. Sunt așa o celulă de criză care lucrează și să nu vă închipuiți... O celulă veselă de criză. Da, să nu vă închipuiți că fiecare își face numai treaba lui. Nu. Ne ocupăm mulți dintre noi și de cu totul altceva decât facem în mod obișnuit, chestii administrative, organizatorice, pentru ca lucrurile să meargă bine. La fel și colegii din București, care vor veni, sunt deja unii dintre ei la Craiova, alții vor veni zilele acestea. Iată, Alex Băureanu, un alt fel de spectacol pe scena Teatrului Național din Craiova. E un spectacol, de fapt, obișnuit pentru noi, pentru că mă uitam mai devreme în familie, de aceea dacă lumea se întreba de ce eram așa de vesel la început, că de fapt suntem în familie și... Da. Teatru și TVR-ul și chiar și primăria de aici fac parte din marea familie care pregătește cultură, de fapt, pentru regiunea Olteniei. E un spectacol obișnuit pentru că noi găzduim astfel de evenimente și avem logistica necesară. Dar dacă facem o comparație cu extraordinarul eveniment de acum 3 ani, unde au fost mii de spectatori, de data aceasta, cu toate că avem o sală foarte mare, de 600 de locuri, este puțin neîncăpătoare pentru câtă lume și-ar dori să vină. Sunt o groază de cereri, de oameni care își doresc să ajungă să vadă această semifinală. Dar nu că sunt oameni care vor să vină, ci sunt chiar din susținătorii grupurilor venite, care tot ne întreabă pe noi când vor avea acces la aceste locuri, pentru că, e adevărat, este un spectacol care se transmite în direct, are anumite condiții, cum spuneai și tu, Alina, în care trebuie să vină lumea la timp, în care există niște reguli stricte, o întreagă industrie care se întâmplă, de fapt, în spatele acestui eveniment, pe care ar fi frumos să le vedem odată cu camera verde și acest making-of al Eurovisionului. Deși intrarea este liberă, e cam plin teatru, așa am înțeles eu, nu? Da, este... Cumva și așteptările noastre ca și organizatori au fost cumva depășite. Nu ne așteptam să fie atât de multă lume care să-și dorească. Iar acum situația e puțin ingrată în ceea ce privește invitațiile. Pentru a satisface pe toată lumea, sunt convinsă că vor rămâne și oameni care nu vor mai avea invitație. Însă,
vă puteți uita la televizor. Absolut. Corect, da? Corect. Și acolo să știți că uneori și statul în fața televizorului vă oferă poate chiar mai mult decât oferă sala de spectacol. Așa că nu fiți supărați dacă nu reușiți să veniți în sală. E adevărat, emoția e alta acolo. Uitați-vă la televizor și spuneai tu ceva de making of. Și începusem să spun mai devreme că lucrurile nu se întâmplă numai duminică. Organizarea se întâmplă deja de ceva timp, iar acest making of la care face referire Alexandru se va întâmpla sâmbătă, va fi o emisiune de 50 de minute de la ora 21 pe TVR1, Culisele Eurovizionului, așa se numește, în care o să vă prezentăm puțin din ceea ce se întâmplă până la momentul mare al semifinalei. Tu ești specialistă în Eurovision deja. Da, mulțumesc. Ai fost și acum 3 ani coprezentator. Anul ăsta la fel. Și le vezi emoțiile. Deși sunt, iată, soliști consacrați care vin și participă, Eurovision aduce o emoție în plus. Să știi că este coprezentator, da, e corect spus. Acum 3 ani am fost pe scena mare alături de Andrei Boroșovici și am fost cuplul de prezentatori principale ai evenimentului. De această dată sunt în camera verde. Acum 3 ani nu știu, nu m-a întrebat de emoțiile concurenților, le-am știut pe ale mele și abia mai puteam să respir. Au fost cele mai mari emoții pe care le-am avut în viața mea, în întreaga mea carieră de prezentator și nu numai, și așa, în viața mea de om. Acum o să fiu în camera verde și acum o să simt emoțiile concurenților, pentru că voi fi acolo alături de ei. La cald, atunci când intră, le vezi privirile, le vezi tremurul mâinilor. Sunt câți concurenți? Sunt 12 momente artistice, 12 concurenți, să zicem. Am zis momente artistice pentru că vorbim și despre trupe, dar să zicem 12 concurenți care vin din toată țara. Avem și o craioveancă, cea care va și, și deschide. Eliza Chifu se numește, este din Craiova, locuiește acum în București. Carolina Gorun, Mareș Pană, Aiona, Aurel Dincă. Virus sau virus, uite, aici sunt în dificultate, trebuie să-l cunosc, să știu exact dacă e virus sau virus. Zavera, virus. Elena Hasna, Diana Brătan, Tavi Clonda, Erminio Sini și Tiziana Camelin, italieni, și Xandra. Avem 11 piese în limba engleză, o piesă în limba română. Așa se cere, probabil, nu? Dacă cumva de ajunge în finala de la Lisabona, sună parcă mai bine în limba engleză, adică ajunge mesajul mai bine către spectatori. Asta este, da. Spectator. Ajunge mesajul mai bine, pentru că altfel e un pic mai greu. Însă, piesele în limba română, dacă, de exemplu, depinde pe ce mergi, dacă mergi pe voce, mergi pe mesajul piesei sau mizezi pe sound, pe dinamismul piesei. Dacă mizezi pe sound și pe o piesă dinamică, gen piesă de club, acolo poate contează mai puțin dacă e în română sau în engleză. Dacă vrei să transmiți un mesaj, atunci cam trebuie să fie în engleză ca să poți să-l transmiți la Lisabona. Avem experiența de acum 3 ani. Exact. Când ne-am calificat în finală și iată piesa care a fost în limba română, nu? Țin eu minte? Da, celor de la Voltaj. Din păcate s-a clasat pe locul 15. Sau? Cam așa ceva. Oricum a fost un loc destul de... Da, dar... Am fost acolo și am fost asta, acolo, este, sigur că asta da. Este important. Piesa foarte frumoasă, mesajul foarte frumos. Da, și mie mi-a plăcut. Cam greu de ajuns la toată lumea. Aș vrea să nu uităm să spunem, să mulțumim Teatrului Marin Sorescu pentru găzduire. Și nu numai găzduire, faceți mai mult de atât. Absolut, de fapt suntem în spatele scenei cu tot ce înseamnă logistică de spectacol. Este o mișcare de forță extraordinar de mare, nu numai din partea noastră a teatrului, ci și din partea TVR-ului de la București, pentru că se transmite HD, nu-i așa? Da, da. Adică un eveniment totuși de mare anvergură și trebuie să mai mulțumim Ministerului Culturii, pentru că Departamentul Centenar, de fapt, și-a dorit foarte mult să se implice în acest eveniment, de aceea sigla cu Centenarul Mare Unire apare alături de Eurovision și mie mi se pare un lucru foarte bun, pentru că unirea înseamnă absolut tot, inclusiv evenimente muzicale. De asta și deviza și, Eurovisionului este și bucurie, unește România. Sigur că da. Ce e nou de data asta față de edițiile trecute? Înainte de a spune ce e nou, la mulțumire aș vrea să menționez faptul că evenimentul este organizat de TVR Craiova în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova. Să mulțumim Primăriei și Consiliul Local pentru implicare.
alături de noi sunt, așa cum spuneam, Teatrul Național Marin Sorescu și alături de noi sunt ei de la teatru, dar sunt și mulți oameni din comunitate. Sunt oameni care s-au implicat cu cazări, cu camere, cu mâncare pe care o să o oferim participanților și așa mai departe, lucruri pe care noi le-am realizat în sistem, în sistem barter, pentru cine este familiar, adică fără să plătim aceste servicii, ci oferim în schimb reclamă, publicitate firmelor. Oricum, primăria a acordat o sumă destul de importantă pentru acest eveniment. Da, dar exact ce spuneam, este, da. Suma este de 41.000 de euro ce vine de la primărie, însă evenimentul este foarte mare. E greu să-ți dai seama dacă nu te ocupi de așa ceva, să-ți dai seama de ce resurse este nevoie. Nu sunt suficienți ca să asigur cazările, de exemplu. Sunt sute de cazări care sunt asigurate prin, în sistem barter, datorită oamenilor din comunitate ce au avut deschidere și datorită colegilor noștri care au dat o grămadă de telefoane pentru a le obține. Simona Mușurăi, de exemplu, este una dintre persoanele care s-a implicat foarte mult și care cred că, bine, ei și place să vorbească la telefon, e adevărat, eu glumesc acum, dar și care este a fost un om, tot, trebuie să spunem, solicitată vis-a-vis de locurile care sunt destul de limitate în Teatrul Național. Limitate. Sunt 600 de locuri, însă nu ajung. Deci e în familie, până la urmă, cum spuneam. Da. Euroviziunea de la Craiova va fi în familie, va fi o mare familie reunită pentru acest eveniment. Era și păcat, colaborarea dintre Televiziunea Română din Craiova și Teatrul Național există de foarte mult timp și chiar suntem ca o familie, de fiecare de dată veniți aici ca niște prieteni. La emisiunea matinală nu mai vorbesc și la actual la fel. Și mă întrebai ce este, ce este nou. Da. Uite, în ceea ce mă privește pe mine, modul în care eu o să fiu pusă, în ce situație, în ce conjunctură și în ce sală și în ce... Sala e una istorică, așa cum este teatrul în general, dar modul în care o să mă vedeți pe mine acolo, așa, în ce personaj voi fi, este cu totul diferit de ce ați văzut până acum. Adică nu o să spun mai multe pentru că unde nu vreau este să, camera să divulg. Verde, nu? Camera a apărut undeva? Da, eu știu unde este, nu știu dacă să divulg. Și eu știu, dar nu știu dacă spunem sau să lăsăm un pic. Mai bine să lăsăm. Hai o surpriză. Hai să lăsăm și niște elemente de în orice surpriză, caz da. Va fi foarte bine plasată, nu vor fi înghesuiți participanții. Da. Este eu bănuiesc unde e. Da. Da. Hai să vedem cum a fost acum 3 ani. Cum a fost acum 3 ani, avem un fragment, să-i spunem așa. Chiar din deschiderea evenimentului din sala deschiderea de acum 3 ani, să ne reamintim și revenim în studio în direct. Feeling, and I want to believe.
Bună seara, doamnelor, domnilor! România își alege astăzi hitul care va fi auzit de o lume întreagă de pe marea scenă a Euroviziunii de la Viena. Craiova este în această seară capitala muzicii românești și sunt sigur că va sparge toate barierele Europei. Austriecii Andrei și doamnelor și domnilor promit un show cu putere internațională, deoarece în 2015 Eurovizionul împlinește 60 de ani de succes și de hituri care au făcut în conjurul lumii. Viena organizează pentru a doua oară în istorie finala Eurovision. Frumoasă ești, măi, Olteanco. Mă, Andrei, așa suntem noi, oltencele, frumoase, simple și perfecte. Superb, niște imagini superbe. Da, așa cum spuneai, a fost o finală, finala pe țară și un spectacol pe măsura acestei finale. Da, niște amintiri minunate pentru toți cei implicați, emoții foarte mari, cum spuneam, și pentru mine și pentru Andrei și pentru toată echipa de aici și nu numai, toată echipa implicată. Rezultatele s-au văzut, a fost un eveniment reușit, am zis noi și nu numai noi, din toate punctele de vedere, cum se sigură că va fi și de această dată. Trebuie să ținem cont de proporții, aceea a fost o finală. Dar bugetul era prima dată care se ducea într alt oraș decât la București, nu? Deci, de fapt, a fost un pionerat în organizarea. Da. De fapt, putem să arătăm că suntem capabili să ținem chiar și o finală mare Eurovision la Craiova. Eu sunt convinsă, da, sunt convinsă că se poate asta, dar până acolo trebuie să câștigăm, știi? Păi, așa merge, câștigi și după. Toată lumea se tot întreabă, apropo de sistemul ăsta de notare, la final, în finala mare care va fi la Lisabona, apropo de anumite afinități și geopolitice. Geopolitice. Da, e adevărat, dar în același timp am mai auzit părerea asta și așa este. Da, este și asta. Dar să trebuie să ținem cont de faptul că este și votul publicului. Nu poți să te duci cu o piesă foarte slabă și să spui, a, pe mine mă votează că sunt țara cu tare și am susținători din mai multe țări. Nu merge chiar așa. Dacă nu e și piesa bună să te voteze și publicul, nu ajunge acolo. Adică nu ține numai de acest vot geopolitic, care e vizibil că există. E evident, de necontestat. E clar, ce părere ai? Da, eu cred că de fiecare dată publicul a decis bine. Nu? Da. N-am regretat niciodată la toate competițiile pe care le-am văzut. Mi-aduc aminte de o ediție care a câștigat Germania. Era absolut minunată acea piesă. Era de departe cea mai bună. Adică nu cred că sunt... Până la urmă, cel care este pe locul întâi întotdeauna va merita la această... În marea majoritate a cazurilor, părerea mea este că, într-adevăr, au fost piese bune, care au meritat. De data asta, eu mă refer la această semifinală care va avea loc la Craiova, contează votul public, telespectatorul. La semifinală? La semifinală. Numai votul juriului. Numai votul juriului. Da, la semifinală sunt jurații cei care îi aleg pe cei trei semifinaliști, câte trei din fiecare semifinală, iar apoi se ajunge în finala mare ce va fi în București și acolo va interveni și publicul. Aș vrea să spun că piesele, le-am ascultat de câteva ori, piesele ce vor fi la Craiova, mi-a plăcut diversitatea lor. Avem și piese în care vocea este pusă mai mult în valoare, avem alte piese cu mesaj, avem și dinamice, avem și romantice, avem și un cuplu de italieni, adică vor fi așa pe toate gusturile. Mi-au plăcut și îmi place să văd tineri. Sunt foarte mulți tineri anul acesta care au venit către Eurovision. Am văzut și în celelalte orașe, am văzut și aici la noi, nu numai tineri, adevărat, și oameni cu mai multă experiență muzicală. Una peste alta vine multă lume către Eurovision, ceea ce e frumos după atâția ani, că rămâne în continuare o miză pentru artiști. Iată, sunt și veterani ai Euroviziunului. Am înțeles că Trăistariu încă concurează. Da, a fost la semifinala de la Timișoara, s-a și calificat în finală. S-a și calificat ieri, da. Al treilea e adevărat. Al treilea era puțin cam supărat. Da, a fost al treilea. Da, adevărul este că a spus că noroc de public care l-a votat de fiecare dată și avea un mic discurs așa aluziv la adresa juriului. Dar, într-adevăr, este un lucru de echilibru între ce votează publicul și juriul, ceea ce este absolut ideal. Bine. Asta e foarte frumos, că e un echilibru. Iată, sunt piese ușurele care ține la public din prima, care ar avea imediat lipici la marele public, dar sunt și piese care sunt lucrate, au un anumit sound, care sunt de apreciat pentru juriu, nu? Mai este un aspect pe care, nu știu dacă de această dată mai sunt trupe foarte cunoscute înscrise în Eurovision.
aici se poate crea un dezechilibru al fanilor. Dacă ești o trupă foarte cunoscută, când se vorbește de votul publicului, automat tu ai mai mulți fani care te vor vota pe tine, chiar dacă poate altă piesă o consideră și ei că e mai bună, dar sunt fanii tăi și te votează pe tine. Cel puțin la Craiova, chiar dacă aici e vorba de votul jurului, ce am văzut și în celelalte până acum orașe, mi se pare că e echilibrat, adică nu e așa nicio trupă foarte cunoscută care să zici că ia spuma pentru că are mulți fani de partea ei. Așa că bătălia sper că se va duce pe piese, efectiv pe piese și pe interpretarea lor. E un și concurs. Pe show. Și pe show. Și pe show. Adică pe show. Se ține show. Cont da. Și de acest da. Lucru. Vor merge semifinaliștii într-un concurs la București, ai zis. În final. Într-un spațiu, parcă sala, tot o sală polivalentă undeva, am înțeles. Da, după care există mai multe semifinale pentru finala de la Lisabona, înțeleg, nu? Ce semifinale mai există? Păi... Între țări, nu? Am înțeles că o să mai fie încă o competiție până se ajunge în finală. Uite, asta nu mai știu. Eu vorbesc la nivel local. Da, dacă vrei tu local. Să vorbești la nivel global, te rog, vorbește tu la nivel global. Nu vreau am să mă intrat bag... un pic mai departe da, de noi. Nu vreau să merg mai departe unde nu știu. Nu m-a solicitat nimeni să prezint pe la nivelul acela, că poate avea mai multe informații. Facem o invitație. Iată, da. Alina este dispusă să meargă și mai departe. Dar să-mi găsiți o roche mai largă. Important e că, iată, în duminica aceasta, de la orele 21 până la orele 23, da, pe TVR1, pe TVR1, pe TVR Craiova, nu? Și pe internet. Da? Da. Bine, mie mi-ar fi plăcut ca în fața tatălui să putem avea un ecran pe care să proiectăm tot evenimentul. Foarte bună idee. Dar se poate, problema este că nu ne permite timpul. Adică pentru acest lucru ar trebui să fim siguri că avem condiții meteorologice favorabile. În principiu se poate, adică dacă ne-am mobilizat și am ști că graievenii vin în fața teatrului, putem proiecta sunt în direct. Sunt absolut sigur că vor veni, acolo este centru vechi, acolo nici nu poți să treci fără să nu dai cu ochii în... Ar fi interesant, problema este că este luna februarie, dacă era luna aprilie, sigur era de bun augur pentru că era cald, dar să stai în fața teatrului în frig, nu știu cât de agreabil poate să fie pentru spectatori. Dar puteți să stați acasă, cum spuneam, și uitați-vă la televizor, nu veți regreta cu siguranță. Vreau sigur. Să vă mulțumesc pentru că aveți un interes atât de mare pentru a veni în sală. Suntem la final, s-a dus timpul, da? Le urăm succes cu toții concurenților. Succes. Și noi ne vedem mâine seară la Actual.